Dintre numeroasele cauze potențiale, există trei motive care sunt cel mai probabil să provoace undularea sau răsucirea frunzelor de ardei. Primul este udarea excesivă. Unul dintre cele mai rele lucruri pe care le puteți face plantelor de ardei este să mențineți solul prea umed. Plantele de ardei preferă solul care este uniform umed, în timp ce prea multă apă va duce la multe probleme. Udarea excesivă poate face ca frunzele de ardei să se încurce din cauza incapacității rădăcinilor de a accesa suficient oxigen și nutriție din sol. Udarea excesivă este de obicei cauza pentru frunze îngălbenite și încetinirea creșterii plantelor, precum și pentru frunze răsucite. Deficiența de nutrienți. O posibilă cauză a undulației frunzelor de ardei este o deficiență de nutrienți. Calciul este un nutrient secundar pentru creșterea plantelor de ardei. Printre altele, este folosit de plante pentru a dezvolta pereții celulari puternici. Când plantele sunt lipsite de calciu, frunzele nu se pot dezvolta corespunzător și vor începe să pară undulate. Uneori sunt soțite de pete maro pe frunze și pot exista și alte semne de deficiență de nutrienți, cum ar fi frunze galbene. Daune cauzate de insecte. Infestările necontrolate cu insecte pot deveni rapid eșecul grădinii. Ele vin de nicăieri, aparent, și pot face ravagii plantelor în câteva zile. Răsucirea plantelor de ardei poate fi un semn al unei probleme cu dăunătorii, deși de obicei se va concentra pe frunze individuale mai degrabă decât pe întreaga plantă. Frunzele ondulate și bulele ar putea fi frunzele cu care s-au hrănit insectele. Dacă întreaga plantă de ardei are frunze ondulate, probabil că este una dintre celelalte probleme menționate. Cu toate acestea, dacă observați ondularea localizată a frunzelor, este posibil să aveți afide, tripși, acarieni sau alți dăunători.